Aici nu poți duce cu piață, deci trebuie să amul mașina. Da, tati, da. Pune tata panouri. Panourile sunt aici? Panourile, da. Mam. Asta toate? Da. Nu. Cum? Legătura dintre tabloul contorului, electrica sau cine aici e Nelu, și tabloul dumneavoastră de siguranță al casei. Și ne legăm cu toate astea în panoul meu. În tabloul dumneavoastră de siguranță. Păi și din panoul meu în panoul lor? Din panouri, vine în invertor, din invertor se montează o cutie, v-am spus, cu o siguranță, un contor care vă monitorizează cât produc panourile dumneavoastră și un smart meter care vă spune și tensiune și curent pe fiecare fază. Am înțeles. Niște reductori de tensiune pe fiecare fază. E mai complicat atunci. Da, trebuie să stabilim cu dumneavoastră, în principiu e bine pe exterior. Invertoarele sunt de tip exterior și își fac și o răcire. Ele au pe spate niște radiatoare, se montează pe exterior lucrând cu curent, își fac și o răcire. Sau... Păi, și poți să-l țin afară? Păi exterior nu-i problemă că plouă, că ninge pe el. Păi ce faci, tata? Stai acolo, tata, că trebuie să au nevoie oamenii ăștia aici. La tine punem invertorul. Da? Ne-am decis. Punem invertorul. Uite, da, ce dezastru a făcut ăsta aici. Îngăuriți casa acum? Da. Doar ce rugăminte am să... Încercați să nu dați în cabluri, știi? Na, aici nu e niciun cablu, aici a fost stai liniștit. Uite mai stânga cu el, mai stânga cu tot ce voie. Dacă intră, da. Mai, așa. Ca să avem coborârea, coborâm pe jos aici cu cablu, ca să ajungem la tot. Da. Stabilizați-o. Poftim. Asta e cutia? Asta e invertorul. Ce trebuie la el? Uite aici. Eu nu umblu la asta niciodată, nu? Nu, o să fie conectat la internet. O să-l vedeți și dumneavoastră de oriunde ar fi. O să aveți un program, vedeți de la firmă. Doar îl pornești și atâta, nu? Deci îmi găuresc casa din nou, am înțeles. Hai, doamne. De ce stai? Da, a, păi e subțire, e ok. Ce, ai dat pe partea cealaltă? Nu mă pot uita! Nu mă pot uita. A fi scăpat câinele? Nu mă pot uita.
Nu m-a putut, da, se găurește casa. Vreți să vedeți și am eu un garaj? Vreți să vedeți? Da? Vezi cum arată garajul meu? După ce v-am explicat că am fost inundat, toate scurgele au explodat și mi-a intrat toată apa în subsol. Uite așa arată un subsol. Dărâmat, ia uite. N-am niciun chef să fac. Nu mai pot să fac, că nu. Trebuie să mă îmbăt într-o seară și să mă apuc de curățenie. Și cățelul meu, care stă aici supărat. Mâine mergem la operație, tati. Da? Mâine mergem la operație. Mai știți WC-ul? Asta e WC-ul. Mai știți WC-ul? Uite și moștenitorul. Ce-i pe tine? Cine? Unde-i tata? Ce, tati? N-a mai plouat de mult pentru că l-a făcut șmecherul. N-a plouat de mult. Uite-te la asta, mica. Ares, așa zici. Ares. Hai. Să-și rupă picioarele. Săracul, Ares. Hai. Te cu minte. E la operație. Cum se liniștește în preajma copilului? Se liniștește în preajma copilului. Hey, my love, how are you? Fine, thank you, bye. Ce faceți, băi, hoților? Eu am o hidroizolație sus. Dacă o găurim, ne-am nenorocit. Nu se găurește absolut nimic. Da? Da. Se pune pe ăsta și nu ia vântul? Cum a luat vântul asta? Nu, nu, nu.
gândaci, peste gândaci. Și puneți de desubt de astea? Da. Sub contra greutatea panourilor. Punem cristal de izolație, după care amplasăm greutatea. A, bun. După scheletul și prindeți în. Da. Dacă eu mă sucesc și am prea puține panouri și vreau să mai pun, se pot atașa? Cum să nu? Da? Da. Adică pot loc să am. Nu? Orientare sudică și este perfect. Aici prinde foarte bine sud. Da. Orientarea este în sud foarte excelent. Adică o să fie soare cum trebuie, nu? Da. Pentru putere. Pe unde e sud? Ăla e de acolo, răsare soarele, da, est. Da, estul și sudul este aici. Est, la sud. La 12 aveți perfect. Aveți, da? Putere maximă. Oricum ele nu e înclinație, dacă opăriți și astea au și seara la 5-6 au putere. Da. Pentru că nu sunteți pe acoperiș cu țigă sau cu tablă. Aaa. Pe terasă prind cel mai bine. Păi m-am gândit eu. Măcar, tai să zic. Măcar asta am gândit-o și eu. Bine, n-am gândit-o, nu vă mint. Am teras. Măcar terasa asta să fie de ajutor pentru panourile astea voltainice, se numesc da, panouri fotovoltaice, da. Fotovoltaice. Măcar terasa asta să fie de ajutor pentru aceste panouri. Pentru că plouă, ai terasă la bloc, trebuie să faci hidroizolația cum trebuie, toată lumea zice, de ce n-ai pus, bă, acoperiș, bă, să nu mai ai probleme. Uite de asta, că știam că o să-mi pun panouri și nu mai plătesc energia și mi-am făcut terasă. A, apropo de energie, mi-a venit factura acum 2 zile. 10 milioane. 10! M-am săturat. Au început băieții să pună suportul. Eu am o problemă pentru că eu am hidroizolația și nu trebuie înțepată. Stai să și întorc camera. Înțelegeți că e groasă. Dacă am spart asta, îmi intră apă în cinematograf. Și atunci vin cu suporții puși pe o hidroizolație cu contragreutăți ca să nu le ia vântul. Și pe, cred că pe suportul ăsta vin panourile. Auzi ce întrebare am, te poți corenta dacă pui una pe, la panouri? Niciun caz. Numai firele să nu fie dezizolate. Am înțeles. Cablul. Cât de tare ar fi să nu mai plătim nimic. La nimeni. Să am curentul meu, gazul meu, mai am gaze din când în când, dar nu cred că poate să susțină o centrală. Ți nu mai plătești nimic. Nimic. E doar tu și atât. Ia, ținem sus mai bine. Încep cu curentul și vedem după aia. Ia uite, construiesc ai noștri, asta, vecinul meu. Ia uite, încă un vecin al meu. Sper să vină oameni cu bani mulți ca să am și o vecin bogați. Ia uite. Încă un vecin, încă un vecin. Și cam astea sunt toate casele. Restul, blocuri, blocuri, peste blocuri. Ia uite, macarale. Bine că am parcarea asta în față aici de la Mega. Ia uite ce frumos. Și uitați așa, vin panourile pe casă. Oamenii sunt profesioniști, nu că îi laud, dar merită. Nu-mi deranjează nici casa, nu-mi strică peretele, nu-mi jupoaie lavabilul de pe pereți. Au venit cu macaraua lor, ia uite ce, profesioniști, vă salut, să trăiți, aveți grijă. Macaraua lor, le încarcă și mi le duce direct pe casă. Și pe casă se întâmplă nebunia. Ia să mergem noi pe casă să vedem ce se întâmplă. Da.
Bă, dar eu mă bucur tare, nu știu dacă voi vă bucurați. Mă bucur tare că îmi pun panouri pe casă. Trebuia. Și vezi că îmi scot investiția în 5 ani, după 5 ani sunt gratis. 5 ani, fac 47. La 47, uite așa o să dansez, că nu mai plătesc curentul. Ce e bine că am soare în continuu, că soarele răsare de acolo și vine așa. Acolo nu mai am. Deci la ora asta paieli cu Dragnelu. Da. Și sigur nu le ia vântul? Poftiți? Nu, în niciun caz. Nu le ia vântul? Niciun caz. Ăștia rămân așa, da? Ia ăștia, ăștia de aici. Ăștia la alte trebuie să ni... Să așa. Ha? Nu mai sunt la urmă. Unde? Ce curios. Dacă iau două cabluri în mână acum și le bag într-un panou de ăsta, mă curentez? Că bate un pic soarele, adică... Dorele, ia mai fă o dată. Și am și astea de apă caldă. Am apă caldă, mi-aprind un bec, viață. Mai am nevoie de nimic. Sănătos să fim. Și de restul, pâine. Am tricou ca bătrânii, știți? Că mă tragă la șale. Că mă trage la șale. Hai să vedem ce capătul ăsta. Ia-ți la linie ăsta. Ia-ți-ne acolo, tati. 450. Și aici câte mai intră? 5 bucăți. Și mai putem să punem și aici o jumătate? Să prind un bec? Și cablul să vină pe acolo. Pe acolo, așa. În invectorul. Invectorul. Acolo. Și de acolo pleacă un cablu în casă. Invector, inverter. Vine cablul acesta în casă. Ăsta e singurul inconvenient. De acolo sus trebuie să vină cablul până în el. Urmă intră în casă pe aici. Frankenstein. Tași din gură, tata. Uite, și de acolo vine de aici. Deci cum se numește la invector? Invertor. 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 Adică invers, tensiune inversă. Da, o dă din curent continuu în alternativ. Da. Așa, cablul merge pe aici. Mi-a găurit casa. Am tăcut din gură. Vine pe aici, păză de paianjen. Și vine aici. Și aici, nu știu ce face meșterul, dar... Contorul care monitorizează cât produc panourile, siguranță a panourilor, smarmetrul care arată tensiuni, frecvență, consumul amperii pe fiecare fază în parte. Și apoi plecarea la dumneavoastră în tablou, care se pune în paralel cu rețeaua distribuitorului. Doar să le legați plus cu plus și minus cu minus, știi? La în curent continuu, curent alternativ e altă mâncare de paște. Nu contează dacă le pui... Păi curentul continuu, curent continuu, curentul alternativ, curent alternativ. Adică alternativul n-are curentul continuu face așa tiiiit și la alternativ face pac, pac, pac. Ăla trece printr-un punct zero. Da. Când vreți, luați curentul. Am înțeles să pregătim întâi ca să ne legăm cât de repede. Și începem așa. Dacă le puneai mai sus, puneam și eu un pat.
aici. Când mă certam cu nevastă, mi-am băgat aici. Când mă ploua, nu mă bătea soarele, îmi încărcam și telefonul. Deci încă o dată să vă spun, roșu e plus. Ok? Da, da. Ca să nu avem discuții. Da, ce îmi plac, îți dau cuvântul meu, îmi plac, zici că zici că mi-am luat jucării. Știam eu, mă, de ce fac trebuie. Să înțeleg, vedeți că cazarea în sectorul 1 e scumpă. Sper să nu vă ia somnul acolo, că vă taxez la oră. La mine. Deci la 10 zile de la terminarea lucrărilor vin cei de la electrica să se programeze contorul de afară, de la poartă, să spună cu dublu sens, adică tot să fii pro-consumator, o să le și vinzi lor, să bagi în rețea. Atunci, după ce au venit, s-au schimbat programat invertorul, o să sal siguranța, siguranța invertorului. Aici o să vezi doar ce-ți produc panourile. Asta e power meter-ul, registrează amperii, toate prostiile. Și acum să mergem să dăm drumul la invertor. De ce să lași așa pornit? Nu, o să-l opresc, dar îmi trebuie acum să pornesc invertorul, să-l programez. Cam acolo nici dacă nu știu, dacă mă plăteai. Avem aplicația. Aici sus vedem când ne produc panourile. 5,473 de kW. Casa mea consumă 3140, foarte mult. Foarte mult, nu știu. Cred că dau curent la tot cartierul. Și ce bag în rețea? 2,333 de kW. Avem și statisticile. Uite, pe 24-a 5-a am exportat 15,65 de kW și am importat 17. Este un pe 0, dar în situația în care casa mea consumă de 16 ori cât ar trebui să consume o casă. Uite, cu verde e ce am produs, cu roșu ce am consumat. Vedeți? Ia uitați. Exact când produc, eu și consum. Mi-am pus pompele de la piscină și jacuzzi să-mi plece de la ora 8 până la ora 4 când am soare. Că altfel plăteam mult, dar iau fii atent aici. La 8 a pornit ceva la 8 kW, 5-6 kW, deci nu știu ce s-a întâmplat. Oricum, ideea e că uite, pe lună am exportat 581 de kW, vezi, și am importat 307, deci am fost bine. Și pe an, ia uite ce bine pe an stau. Sunt foarte bune și vreau să vă spun că o să vă pun și o factură. Mi-a venit factura la jumătate. La jumătate din cam într-o lună de zile după ce am pus panourile, că eu le-am pus cam în februarie, cred că era frigut martie, mi-a venit factura și de atunci am primit facturile la jumătate. Na, e foarte bine. Deci una peste alta, dragilor, își fac treaba. Să vedem dacă cei de la Enel o să plătească și mie cât am băgat în rețea, dar facturile mele sunt la jumătate. În situația în care mi-au venit gazele, 55 de milioane. Deci mă gândesc serios să-mi iau și la mine acasă pompă de căldură, cum i-am pus mamei, și cu panourile astea să pot să plătesc mai puțin. Deci, recomand cu încredere. Subscribe și like. Pasă butonul ăla de like, că dar nu te doare mâna.
Hai, vă pup!